Bine ați venit la mobilisimo.ro. Azi vă prezint ceva mai special, un interviu cu Răzvan Sturza, Motorola România Lead. Și vorbim despre telefoane pliabile, precum noul Motorola Razer 2022, dar avem și un Motorola H30 Ultra cu noi și discutăm despre evoluția acestei serii H30 în România, despre planurile Motorola pentru 2023 și cam care sunt așteptările de pe plan local, dar și câteva cifre. Cu Răzvan am mai stat de vorbă, inclusiv în vara acestui an, acum câțiva ani și cred că și-am trecut într-un interviu video. De data asta discutăm mai degrabă despre flagship-uri. Salut Răzvan, spune-ne câte ceva în cazul în care ceilalți n au văzut celelalte interviuri, spune-ne câte ceva despre tine și companie. salut Alex, mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi un pic despre Motorola. Foarte scurt despre mine, sunt parte echipele Novo de 8 ani de zile și de patru ani implicat uh, aproape zi de zi în relansarea brandului Motorola în România, pentru a deveni un brand pe care consumatorii să și dorească din nou. Ok, uh, am văzut o chestie interesantă, am primit în urmă cu o săptămână sau două un top top 5 uh -huh. branduri de telefoane România, Motorola era pe locul 5 și cu o creștere de 90% față de la un trecut. Asta mi s-a părut foarte mult. Uh ca să poate da un răspuns mai, mai, clar, creșterea a fost mare pentru noi de la an la an, nu a fost de 90%, pentru că și anul trecut ne am făcut foarte bine. Problema cu foarte multe topuri care circulă este că sau este dată de fapt de gradul lor de acuratețe. Nu știu dacă nici acesta și nici cel de anul trecut sau din perioadele anterioară reflectă realitatea. Uh, și spun asta pentru că noi anul trecut am vândut 200.000 de telefoane, anul trecut, ceea ce a fost o performanță pentru noi, cea mai bună performanță anul trecut, anul acesta cel mai probabil o să vindem 300.000 de telefoane, ceea ce iar este o performanță foarte bună pentru noi, uh, având în vedere că piața e la fel, stagnează uh, și noi reușim să acaparăm în continuare uh, destul de mult, mulți clienți, a zice, iar lucrul ăsta îl facem fără să lucrăm cu în toate canalele disponibile pentru clienți. Adică nu lucrăm în zona de telco în mod intensiv cu, cu toți partenerii, iar în zona de retail, Într-adevăr, lucrăm foarte bine și creșterea vine în principal din această concentrare a efortului pe care noi îl facem în toate conturile din retail cu care lucrăm. Legat de top, din nou, e foarte greu să să îl comentez în vreun fel. Noi știm că ne îndreptăm spre o creștere poate de 40-45%. Uh, și eronier. Evident că cantețele pe care le-am avut uh, în trimestru trecut uh, au fost mari pentru că ele trebuie să susțină iar vânzări destul de mari pe care le -o înregistrăm. Dar n-aș putea să spun că sunt de 90% față de trimestrul trecut 2021. Am înțeles. La precedenta noastră întâlnire, de prim-vară, am vorbit despre faptul că Motorola a adus ecranele OLED pe telefoanele mm -hmm. mai accesibile, inclusiv de 700-800 de lei. Dar azi trecem la chestii mai high-end, precum seria Motorola H30 și acest pliabil nou mm -hmm. Razer-ul care tocmai a intrat în România recent. O să încep cu prima întrebare ca să intrăm în pâine și dacă tot e vorba de telefoane cu clapetă, okay. Motorola are deja la activ trei telefoane pliabile mm. cu clapetă, va încerca oare și piața telefonelor pliabile care se deschid pe orizontală, știi, cele mai mari, 7,55? Uh, răspunsul scurt e da, e posibil. Nu știu dacă ai văzut, ne-am avut, avem periodic evenimente Lenovo uh, Tech World în care povestim un pic despre ce se întâmplă în lumea sau universul Lenovo. Uh, și chiar în cadrul unui astfel de niment de recent, cred că acum o lună am demonstrat un uh, concept uh, Motorola Rollable care se expanda pe verticală. Adică practic plecai de la un telefon, poate trei sferturi uh -huh. cât acest telefon, uh -huh. și el se datorită ecranului Rollable uh, devenea la fel de lung ca acesta. Deci cumva, iar prototipul e funcțional, poate folosi pentru a apela, pentru, le poți folosi în, în, în zona de utilizare zilnică, cu mențiunea că, într-adevăr, sunt încă probleme de rezolvat și lucrul ăsta se aplică tuturor telefonilor rulabile, în sensul în care și din punct de vedere hardware și software trebuie să rezolvi scenarii care poate până acum nu le-ai rezolvat sau nu le-ai nu, nu le întâmpinat pe scenariu clasic. Dar, în final, decizia de a face un telefon de tipul acesta sau nu, cred că ține foarte mult de segmentul pe care îl vizezi, de așteptările pieței și de modul în care schimbă în bine cumva experiența utilizatorului. Noi ce am demonstrat că, da, cu siguranță se poate cu siguranță noi putem să facem așa ceva și ne gândim la modul foarte serios dacă are sens să industrializăm un astfel de model sau nu, pentru că l-am arătat într-un eveniment public, adică nu era un eveniment restrâns. Deci, din ce ai spus, am înțeles mai degrabă rulabile decât mari de, Nu, Nu ne neapărat, nu știu dacă uh, Motorola definește astăzi exact viitorul. Uh, noi avem o abordare destul de clară și care cred că e cu toată piața uh, pentru ceea ce fac rulabilele, și anume două lucruri. Unu, uh, pot să facă un ecran mai, sau un telefon mai mic, răspunzând unei nevoi foarte clare, dată de telefoanele foarte mari. Ok, cum pot să rezolv acest inconvenient, pliindu-l și făcându-l să fie ca să aibă jumătate din dimensiune. Și atunci e clar problema pe care o rezolvă. Al doilea scenariu, acela în care un ecran flexibil poate deformat similar devine mai mare și să oferă o suprafață mai mare de utilizare Astfel că utilizatorul să zică Da, am ceea ce am nevoie într-un format mare Dar în același timp într-un hardware care e mai portabil Noi adresăm și această, și această direcție care e valabilă Dar nu prin intermediul telefonului Ci prin gama X1 Fold Lenovo care face ca un ecran sau un format compact să devină mare, astfel încât să ai o experiență mult mai bună. Acum, cred că e foarte greu de zis care este formatul câștigător, pentru că, în realitate, deja incii devin prin această expandare foarte variabil. Rulare, uh -huh. nu știu dacă exact neapărat tine. există o soluție la sau un, un câștigător în momentul de față, dar e clar că cele două nevoi sunt foarte clare. Fac un telefon mai mic, Aici suntem prezenți, avem a treia generație, avem un succes mai mult decât rezonabil, cu improvement-uri de la generație la generație și, în același timp, avem și abordarea prin care oferim un produs care oferă un ecran flexibil și o suprafață mai mare prin intermediul laptopurilor X1 Fold dacă rulabile vor face parte din viitorul Motorola cred că va trebui să așteptăm și să vedem în momentul în care ele devin comerciale sau nu Și a doua întrebare tot pe această temă, ce-l face special pe Motorola Razr 2022? Bine, special e din start faptul că există un telefon flexibil de tip clamshell, pentru că în lume sunt două telefoane flexibile tip clamshell. Unul uh -huh. este Motorola. Deci, din start, cele două telefoane sunt speciale pentru că ele sunt singurele, în realitate. Dacă un client vrea un ecran flexibil într-un format mic, poate să cumpere telefoane de la doi producători. Cred că sunt trei, de fapt. Mă rog. Corect. Am, aici e mea, mea culpa că am, am uitat de fapt de ceva vreme, poate nu ne mai uităm în direcția respectivă, dar da, sunt trei. Dar dacă ne venim la experiența completă de utilizare și aici într-adevăr, deși poate și al treilea produs e foarte, foarte bun, nu neapărat pentru noi, de exemplu, ca producători, este o experiență completă. Că, până la urmă, experiența completă înseamnă și un software pe care poți să-l folosești normal, așa cum a fost gândit el. Trecăm peste acest mic intro, pentru noi, Motorola Razer 2022 înseamnă rezolvarea unor cerințe care au fost văzute de piață poate ca uh, limitări ale generațiilor anterioare și aici discutăm despre procesori mai uh, din gama 700 în loc de gama 800 despre um, poate uh, folosirea unui uh, sau nefolosirea încă a unui ultra thin glass care îți aduce experiența de sticlă uh, pe care o avem pe un telefon inclusiv de 6 de lei mai aproape de un telefon flexibil uh, și camere mai bune, practic un, un, un produs complet îmbunătățit din toate punctele de vedere și hardware și software și uh, lucrul ăsta îl situează pentru noi în categoria telefonului care sunt dorite de clienți, pentru că în realitate oferta este foarte limitată, dacă ne uităm în zona de Telefoane standard, știm că există o ofertă aproape nelimitată de modele și poate specificații. În zona telefonelor flexibile, avem până la urmă foarte puțini producători care activează în această zonă, și ca atare oferta e limitată în cele din urmă. Noi suntem foarte bucuroși că suntem în această lume limitată pentru că. Deși oricine poate crea un prot prototip, foarte puține companii, în realitate, au industrializat modele pentru a le vinde pe, în zona de consum și de mass market, și Motorola e una dintre companiile respective. Am discutat cu câteva luni în urmă, într-un interviu, despre strategia Motorola de a aduce ecrane OLED, chiar și pe telefoane mai ieftine, chiar și sub 800 de lei. Să ne așteptăm ca să meargă și mai jos cu pragul de preț? nu știu dacă se poate mai mai jos mântul de față. Pentru noi OLED a reprezentat din punct de vedere portofoliu o direcție foarte bună pentru tot anul în curs, pentru că am văzut că există un apetit al clienților pentru acest tip de, de ecrane. Poate venind din zona de TV sau împinsă de de zona de TV, dar am cumva asigurat prin portofoliu pe care l avem lucruri care nu au fost disponibile la competiție. Și atunci, din nou, într-o zonă foarte aglomerată, e foarte important să existe niște lucruri care până la urmă sunt diferite la Motorola. E foarte greu să faci lucrul ăsta în general, dar prin OLED am reușit. Nu cred că Până la urmă, la nivelul de cost pe care îl are un, un ecran OLED împreună cu un hardware rezonabil, poți să ajungi la un preț mai mic decât ce există pe piața momentul de față, având în vedere și evoluția destul de negativă. A celorlalți factori de cost, transport în creștere, evoluție nefavorabilă, curs de schimb, pentru că în general prețurile sunt în, de cost sunt în dolari și convertit în euro nu neapărat rezultă un, un, preț bun în momentul de față. Deci cum aici că e puțin probabil ca bariera actuală, ne avem G31 la 699, să fie depășită și să zici că da, se poate merge mai jos de atâta. Și nu cred că un alt producător va, va reuși să ajungă acolo. Am înțeles. Ce își propune Motorola să promoveze ca produse noi pe piața din România pe final de an 2022 și în perioada sărbătorilor de iarnă mai ales? Aici o discuție mai amplă pentru că avem un portofoliu foarte variat, ce e foarte clar că sunt câteva modele pe care noi le recomandăm din portofoliul pe care îl avem, evident gama aici 30 indiferent ce am face, e tot timpul parte din acțiune de promovare, pentru că ne ajută un pic să arătăm clienților că Motorola poate să facă telefoane foarte bune și la un preț corect, cu un design foarte reușit. Mergând sau punând gama Edge deoparte, cu siguranță vom uh, continua să promovăm G72, un model pe care l-am introdus recent, care e OLED fingerprint în ecran și care uh, vine cu 8GB RAM, cameră de 100 megapixel și un produs foarte interesant și vânzările până acum le au demonstrat. Uh, continuând uh, uh, respectivul, respectivul trend de promovare al uh, telefonelor noi, uh, ne vom uh, concentra și pe modelele modelul G32, care în de față reprezintă cea mai bună ofertă de pe piață pentru un telefon cu 6GB RAM, uh, 128 storage. Ecran Full HD într-un format din nou ca design și calitatea construcției foarte bun. Și cumva cam gama aici plus aceste două modele vor reprezenta ceea ce noi vom încerca să promovăm mai mult către clienți în, spre sfârșitul de, de an. Au fost uh, oferte speciale și de Black Friday uh, și bănuiesc că vor fi și de sărbătorile de iarnă ceva, va fi ceva pregătit, nu? Cred că sunt, uh, uh, nu știu dacă o să fie prețuri mai mici față de ce a fost în Black Friday, dar în principiu, și asta e o regulă în general valabilă, de obicei promoțiile întâlnite în noiembrie continuă și în decembrie, într-un format uneori mai bun, uneori mai puțin bun, depinde, și, depinde în funcție și de disponibilitatea produselor în piață, pentru că până la urmă noi am avut un model de exemplu în Black Friday, în care am dat peste 2000 de bucăți într-o singură zi, la un preț la care cu siguranță nu o să mai fie în piață. Adică, știm, singur moto, da, moto G42. Vom aduce din nou G42, nu mai avem stocul în de față pe această variantă, 628, dar cu siguranță prețul respectiv nu va mai fi întâlnit în decembrie. Sunt alte modele care nu au fost în Black Friday și nu știu dacă o să in, exemplu, aici 30 Ultra sau Fusion care, da, poate vor beneficia de o ofertă mai bună în luna decembrie, dar care nu vor intra într-un principiu de uh, discount de tip Black Friday. Um, o întrebare care mi-a fost pusă și mie des mm. și vreau să răspund oamenilor. Când vor începe actualizările la Android 13 pe telefoane Moto G, Moto Edge și Moto uh, Cred că um, cel mai devreme o să avem Android 13 pe uh, Edge 30 Pro. Ar trebui să se întâmple în trimestru 1, undeva ianuarie-februarie, și ulterior pe alte modele din, din gamă. De obicei, evităm să dăm o confirmare fermă, inclusiv clienților care ne întreabă data de upgrade, pentru că. În realitate, decizia de upgrade nu e, nu e legată doar de nu știu, a implementa software-ul pe telefon, ci și de validarea lui de, în toate scenariile posibile, adică de către toți operatorii, to toate țările din Europa, de exemplu. Lucru care poate oricând să afecteze planificarea de lansare, pentru că ce știm din practic se întâmplă cu orice producător este că la un upgrade, deși vin foarte multe lucruri bune, se și pot strica foarte multe lucruri. Și atunci, cumva, și un scenariu care am vrea să le evităm, i s-a întâmplat și nou la un moment dat, dar, zice, cel puțin principal și pentru Motorola și personal sunt și eu susținătorul acelui, acestui principiu este că mai bine ne asigurăm că avem experiență ok, pentru că nu poți reproduce toate scenariile de utilizare, deci că n-ai cum într-un upgrade să zici am testat absolut toate scenariile respective, dar în mare parte am validat 90% din ele, astfel încât să știm că utilizatorii în urma upgrade-ului sunt mulțumiți de upgrade nu... și o să dau un exemplu care n-a fost o eroare sau un bug dar care a creat instant o problemă pentru noi că era în Android 12 a introdus Google apelarea de urgență prin apăsarea tastei rapide de, de, de switch off mm. de 5 ori dacă apăsai repede de 5 ori făcea apel la 112 și brusc ne-am trezit cu zeci de situații în care utilizatorii, se, că nu, nu, erau neapărat aware sau conștienți, s-au au trezit că au apelul la 1-2 fără să le facă. Și în urmă, învățarea sau, mă rog, ce am învățat din asta este că acel feature era bine să fie dezactivat by default. Noi l-am implementat activated by default ceea ce a dus la o experiență până la urmă proastă a utilizatorului, că nimeni nu vrea să sune la unul, nimeni. În general, mare da. parte utilizator nu vor sune la 112 fără să, chiar și accidental. Mă mir că nu s-a întâmplat mai des la mai mulți producători, cred că am au avut și alți producători chestia Cred asta. că depinde și de implementare. Noi am mm -hmm. ales să implementăm setarea default, așa cum a fost, că există o rațiune pentru apelarea aceea rapidă, mm -hmm. astfel încât să nu trebuiască să deblochezi telefonul, fiind într-o situație poate la limită și să poți apela pe cineva. Dar pe de altă parte, poate necesită o educare foarte bună, poate totuși din punct de vedere customer interface sau nu știu, flux de, de gesturi pe care ce un client, poate nu e a fost nici cea mai fericită implementare din partea Google pentru acel, acea caracteristică. Um, și acum uh, revenim puțin la acest pliabil pe care l-am eu în mână. Cum de-a luat motorul la decizie de a pune specificații de flex și pe nou pliabil după ce primele două generații au fost mid-range? E cumva, <coughs> e, uh, e normal că într-o. Există o evoluție de la un model la altul. Uh, poate și ca să răspundă unor, uh, unor critici venite din partea clienților. Dar, în principiu, pentru că am considerat că, în momentul de față, acest, această utilizare de procesor high-end cu restul caracteristicilor duce la un produs care poate fi utilizat în, pe termen lung în, într-un mod pe care noi îl considerăm satisfăcător. În primele generații, poate am avut o abordare mai prudentă, și cred că și înțeleg de ce prin care am uh, ales să folosim un procesor care din seria 7 care nu consumă atât de multă energie și care nici nu creează atât de multă căldură și din punct de vedere industrial are tot sensul din lume să te gândești la aceste două lucruri pentru că până la urmă uh, ele vor influența durabilitatea telefonului. Întrebări comparat cu competiția, întrebarea este de ce nu ați făcut și voi la fel? Răspunsul ingenios era că nu era nevoie, până la urmă, pentru clientul care folosește acest tip de telefon, dar cumva și piața ne-a arătat că nu e neapărat răspunsul potrivit. Și atunci, cumva, am mers în zona următoare și am corectat absolut toate punctele pe care clienții ne-au ridicat. Unele erau justificate, altele nu știu dacă neapărat, că până la urmă. Într-o zonă de inovare apar și astfel de situații în care produsul nu este perfect pentru că până urmă face parte din modul în care se diseminează inovarea. Există niște produse, cineva are curaj să le producă, după care sunt clienți care le iau, nu mai există niște critici că se pot îmbunăți lucruri și la urmă o iterație. Da. Și am zice că astăzi produsul răspunde multor dintre, de, dintre critici. Și tot o întrebare legată cumva se merge cumva spre o democratizare a pliabilului se duce spre un light spre un 2000 de lei va participa și Motorola la treaba asta la a aduce în mâna oricui un pliabil nu știu dacă cumva. am văzut democratizarea asta se încă. Se cu, cu siguranță pliabile atâta vreme cât există mai mulți producători pe piață și ar fi un lucru benefic pentru toată industria să existe mai mulți se vor duce ca costuri în jos când sau dacă Motorola va participa la lucrul ăsta depinde de timp. Evident că Motorola este un jucător care oferă telefoane de la, nu știu, 500 de lei sau 499 de lei până la 6000 de lei. Dacă există tehnologia pentru a produce telefoane flexibile la un preț atractiv, e normal ca și Motorola să fie acolo. Dacă o să ajungem anul viitor în, la 2000 de lei e foarte greu să cred asta pentru că mă uit astăzi cu un telefon uh, și gândindu-mă la încercările pe care le-am făcut să ducem un telefon la cel mai mic preț posibil în România și în final uitându-l la rezultat un telefon foarte bun uh, cu specificații medii e peste 1000 de lei. E foarte greu de presupus că uh, introducând un ecran flexibil în ecuație uh, o să pot să ai un produs care va mulțumi lumea și va fi în 2000 de lei. Nu spun că este imposibil dar e Mai foarte greu. greu pentru mine da. să-l văd că se va întâmpla uh, anul viitor. Poate în 2024 zice că ajungem la price respectiv. În 2023 aș mă gândesc că um, ar trebui să ajungă la 3000 de lei. Și mă gândesc și cum a început, poate piața de la 7000, s-a dus ușor pe 4000 și poate următorul price point rezonabil la care poți să zici că există ofertă ar putea să fie 3000 de lei. 2000 de lei, se pare aproape se imposibil fie. pentru. Da, în 2023. Acesta este H30 Ultra, nu? Uh -huh. Ok. Uh, avea și o întrebare despre el, dacă tot îl avem aici. Cum a fost primit el pe plan european, dar în România? Chiar eram curios cum a mers, uh, pentru că este altceva. Da, e foarte bine. Peste așteptările noastre. Noi nu avem un focus, adică peste așteptări, în sensul în care noi nu avem focus pe zona de telefoane premium. Uh, sigur, le comercializăm, le încercăm să le promovăm, dar în același timp și respectăm oarecum jucătorii care există în zona de premium, pentru că nu sunt foarte mulți, atunci intrăm, încercăm să nu intrăm într-o competiție unde poate nu prea putem să câștigăm. Spun peste așteptări pentru că, ca la nivel de review-uri, a fost excelent. De, de prima dată când am avut atât de multe review-uri pozitive chiar în ziua lansării. Din punct de vedere vânzare, am văzut în precomandă produsul fără să-l comunicăm, fără să uh, introducem o ofertă în care să dăm ceva cadou, în cont, până acum am vândut câteva sute de telefoane Edge 30 Ultra în, în România. Ce vă și... spune că, scuze că te întrerup, ce îmi spune că a fost atrași oamenii de ideea. De prima cameră de 200 de megapixel pe un nu, telefon. Nu, nu? nu pă, e, e un factor clar, adică în zona unde e produsul poziționat, e unul dintre elementele importante. Dar nu cred că e suficient, pentru că noi uităm astăzi la competiție care are, poate, la competiția care are în, predes, în prezent un produs similar. Și nu știu dacă e suficient, că lumea dorește și un design pe care, cu care se identifice oarecum, și asta e o chestie subiectivă, plus alte specificații. Normal, dacă nu aveam un procesor de top, nu știu dacă aveam clienți care să plătească 4.000 de lei pe, pe produs pentru brandul motor la momentul de față. Dar cumva zice că ansamblul de specificații, încărcare foarte rapid de 125 de W, încărcătorul inclus în pachet, lucruri diferit față de anumite, anumite produse ale competiției, procesorul ultimă generație Snapdragon 8 Gen 1 Plus, adică iterația a doua a lor, disponibilă foarte rapid în România după lansarea lui de către Qualcomm, calitatea ecranul ușor curbat, calitatea asamblării, au făcut ca produsul să, plus camera 200 mp au făcut ca produsul să fie interesant. Nu știu dacă doar camera de 200 megapixel face un produs atât de interesant astăzi cred că și Androidul ăsta curat a atras oamenii că rivalul uh, 200 de megapixel are ne, ne, ajută, ne ajută mai mult, acum a fost un dezavantaj uh, uitându-mă un pic în trecut pentru că Android a fost uh, sau Google ca proprietar al Android uh. și ca dezvoltor al Android a fost un pic în urmă pe zona de design uh, al uh, sistemului de operare și uh, chiar dacă evident din punct de vedere tehnic, faptul că nu avem un skin sau un Sistem proprietar peste ajută uh, 100% la funcționarea mai simplă, mai bună a telefonului. Uh, dar revenind la ce vreau să zic, este că o dată cu Android, uh, chiar începând cu Android 12, uh, diferențele de design uh, față de, și față de OS s-au redus simțitor, adică din punct de vedere lucruri pe care poți să le faci pe telefon, cum poți să le fac pe telefon, navigare, gesturi, au făcut ca primirea să fie foarte, foarte bună. Adică ne uitam la Edge 30 Pro, lansat în, la începutul acestui an, prin martie, dacă nu mă înșel, în care oamenii care îl foloseau, ziceau că da, ăsta e exact ceea ce trebuie, ca sistem de ca operare. Și meritele noastre acolo nu au fost foarte mari că până la urmă noi nu costumizăm foarte mult telefonul, adică avem camera app care e a noastră, avem o mică personalizare, dar My sistemul UX. de operare, da, My da. UX care mai face ready for. câteva, ready for e o aplicație, până la urmă e o altă poveste, dar din punct de vedere interfață depinde foarte mult de Google pentru că dacă Android 14, să zicem nu va fi atractiv nici noi nu vom fi atractivi pentru că noi nu schimbăm ah, lucrurile respective. Un e un risc și o oportunitate în același timp, pentru că până la urmă riscul acum nu s-a materializat. Android 13 e foarte ok și e foarte greu să spui că există o, o regresie. Dar uitându-mă în trecut, pot să zic că înțelegeam la un moment dat necesitatea ca anumiți producători să creeze un skin proprietar care să creeze o altă experiență, un alt user experience pentru utilizator. Acum n-aș mai înțelege, mi se pare că este pur și simplu un efort nenecesar de a crea un alt univers care nu face ca pentru utilizator să fie ceva mai facil. Da, normal că pentru utilizator obișnuit cu acele ecosisteme e important, dacă ai cumpărat un anumit un produs cu o anumită interfață 5 ani la rând. Numai că n-ai vrea să, ți-e foarte greu să treci pe un, un, un alt sistem care nu are acea interfață, chiar dacă e același sistem de operare în Android, pentru că te obișnuiești un anumit fel. Și atunci înțeleg... Mă gândesc că vor să-și vândă și serviciile companiile acelea, că îți dau altă galerie, alt player muzical care vinde și muzică, alt player de video care vinde și filme, cam astea e. e, e, e și, de mail, da, de e storage, și. De... Mi se pare, din nou, o chestie foarte complicată pentru că, până la urmă, în România poți să cumperi... Ai zice că comportamentul e absolut similar a iOS, Android implementat pe... Ai photos, Ok, ai Google Photos. N-ai uh -huh. storage? Mai trebuie să ți cumperi. Te muți pe alt telefon, ți se duc toate pozele, contactele, apelurile acolo. Adică e o chestie care funcționează și funcționează foarte bine. N-aș vedea de ce ar trebui să mai existe o altă interfață, un alt producător, indiferent că e lider de piață sau a intrat nou, intrat nou pe piață, ca să ofere, până la urmă, același lucru într-un alt format. Adică e, e ceva ce îl văd ca necesar. Motorola a avut niște premiere în ultimul an. A fost prima companie cu Snapdragon 8 Gen 1. Era Moto X40 din China care a ajuns 30 Pro mm -hmm. în Europa. Și anul ăsta senzorul de 200 MP de la Samsung. Adică înseamnă care are relații foarte bune cu Samsung pentru camere și cu Qualcomm pentru procesor. Azi noapte s-a lansat Snapdragon 8 Gen 2. A fost anunțat mm -hmm. și acum a început o bătălie. Înainte mm -hmm. să plec de acasă erau 10 companii care au zis Trei din ele, zice unul, vor fi primii. Mm. Motorola printre ele cu un teaser la X40 care probabil va fi Edge 40 Pro sau așa. Ce premiere vom mai vedea de la Motorola în 2023? Nu știu dacă nu e prematur să vorbim de premiere. Aici că sau două lucruri de fapt, că Motorola de un an de zile, cel puțin vizibil în produse sau mai mult de un an de zile, are acces la noile tehnologii din primul val, lucru care nu se întâmpla în trecut, pentru că poate au fost momente mult mai grele și pentru noi în România în care nu aveam un telefon din, în afara celor din gama E și G. Atunci deci e foarte greu să zici, uite, ai acces la procesoare noi, pentru că, până la urmă, tu nu ai un, un produs care să genereze volume în alte zone. Iar lucrul ăsta s-a schimbat pentru că astăzi nu numai că avem acces la cele tehnologii, dar suntem printre primii care avem acces la cele tehnologii, inclusiv Snapdragon 888 Plus pe G200, oarecum ne, nu foarte vizibil în piață, tot noi l-am adus. Pentru România nu e o bătălie să fim primii, pentru China e, pentru că doar mi imaginez, e mai greu pentru Motorola, pentru Lenovo să folosească brandul Motorola în China, pentru că pleacă undeva foarte jos în competiție cu niște companii care sunt foarte mari în China, unii sunt foarte mari și în afara Chinei și e important poate să arăți că ai o dinamică mai bună sau cel puțin la fel de bună. Pentru noi, în România, fără să fie un obiectiv în sine, am fost primii. Practic am cumpărat, am adus produsul în România în momentul în care a fost posibil și uitându-ne în stânga și în dreapta am văzut că suntem primii. Dar nu e un obiectiv pentru noi să fim primii pentru că noi avem foarte multe de lucrat. Noi astăzi, în principal, deși poate avem sistemul de clienți, este o companie care vindem în principal în zona telefonului, poate sub 1000 de lei. Sigur, am avut și vânzări foarte bune cu Edge 20, unde liderul pieței domina absolut categoria, 1500-1300-1500 lei și am reușit să vindem cam 20.000 de telefoane, ceea ce e o performanță foarte bună. Vindem și în zona de 4.000 de lei, dar până la urmă nu putem să atacăm toate zonele. Vindem și Razer, astăzi suntem cu cred că 2000 de lei mai scump decât competiția și probabil că o să ne reproșeze cineva la un moment dat, dar nu e un focus pentru noi, că zona de, din punct de vedere vânzări, nu avem un obiectiv să vindem atât de, vindem cât cere piața, dacă piața cere 1000 de telefoane, vindem 1000, dacă cere 100, vindem 100. Normal că dacă e o cere mai mare, ne gândim cum să o satisfacem, dar noi ne gândim că avem în continuare nevoie de o creștere, în care consolidăm uh, acești clienți sub 1000 de lei și trecem ușor organiza celor 1000 de lei, astfel încât să vindem, să fim relevanți pentru cât mai mulți oameni peste 1000 de lei. După care, sigur, uh, la un moment dat, depinzând în funcție și de portofoliul Motorola, poate încercăm să avem un focus mai mare pe zona premium. Dar nu știu dacă va fi în 2023. Motorul la H30neo, apropo de colaborări, a adus mm. o colaborare cu Pantone. Vom mm. mai vedea astfel de colaborări pe viitor. Bine, colaborarea cu Pantone este una de durată, un contract pe care Lenovo l-a semnat pe 2 ani de zile și care rezolvă o dilemă, zâmbesc aici un pic când mă gândesc și la discuțiile interne pe care le-am avut, foarte importantă legată de ce culoare să aibă telefon. Pentru că e o chestie subiectivă și în realitate, indiferent ce culoare ai alege, Depins foarte mult de modul în care designerii tăi anticipează și de trenduri de culoare. Ce ne ajută pe noi acest parteneriat cu Pantone este să avem acces într-un mod pe care și putem comunica, dar nu știu dacă e atât de important, să avem acces la trendul trendul culorilor, dacă pot să zic așa, astfel încât să știm ce culori sunt cele care vor fi solicitate de clienți în viitor. Lucrul să se întâmplă chiar acum pentru că în 1 decembrie un eveniment, cred că 1 decembrie, dacă nu mă înșel, un eveniment în Miami, în, în, în Florida, în, în Statele Unite Americii, în care această organizație, Panton, va desemna, după consultările pe care le în cadrul organizației, formate din designer și persoane care sunt implicate în această organizație, culoarea anului iar noi vom aduce vom fi probabil primii uh, producători care vom aduce un telefon în culoarea anului viitor foarte repede. Evident că lucrul ăsta poate nu l-făceam dacă nu avem această colaborare. Deci cumva vreau o colaborare pe termen lung. Care se va regăsi în mai multe produse, în principal în gama Edge de preț, dar nu este exclus să se regăsească și în modele din, din, gama, din gama G. Am vorbit cu cineva de la Pantone, la IFA, la uh -huh. Berlin, și întrebam cum alegeți voi culoarea asta. Spunea că sunt diferiți factori social, cultural și politici, adică în principiu ce a fost mai relevant în ultimul an este însumat într-o culoare. Uh -huh. Acum, nu știu ce va fi pentru anul. Ai vreun hint să ne spui ce se va anunța pe întâi? Că mai sunt două săptămâni. Se aude ceva? Verde? Galben? Da. Nu cred că aș fi cel mai potrivit să dau hintul pe culori. Dar ce pot să zic că vom fi primii care vom anunța culoarea respectivă, vom încerca să o popularizăm pentru că până urmă ne ajută. Mai ales că noi vom avea într-un timp foarte scurt, din momentul în care vom ști care e acea culoare, vom avea un produs în acea culoare. Dar ca fun fact, intern, deși am comandat produsele respective, noi nu avem, nu știm culoarea respectivă. Deci noi lucrând intern pentru a aduce acel produs, uh -huh. l-am comandat cu ajutorul distribuitorului nostru, dar nu avem un cod al culorii, adică nu e trecut, e culoarea X sau Y. Va fi o surpriză și pentru noi. Dacă e să fac o predicție, i-am spus și omului de la Pantone când eram în Berlin, i-am zis că... Mă gândesc că va fi ori galben-albastru cu chestia cu Ucraina de susținere, sau o combinație între două, care galben-albastru înseamnă verde. Asta am zis eu lui și el a zis, nu e departe de adevăr, dar aflăm. că nu sunt foarte multe culori de bază în realitate și, până la urmă, indiferent care e culoarea anului, va fi o adaptare a unei culori existente. Cred că este foarte, din nou, subiectivă și subtilă, care e greu de anticipat până la urmă. Dar o să vedem. Nu mai e mult baza noastră, Da. A fost așa e. Uh, și acum uh, este o întrebare un pic mai complicată asta. E o senzație și cred că uh -huh. o simte mai toată lumea, că motorul ăla invadează piața cu foarte multe modele. Multe Moto G-uri, Moto E-uri, Moto Edge-uri, e uri moto uri, moto -uri uh -huh. e g 31 41, 42, 32, 52, 72, 82. Este senzația asta și publicul nu știe exact nu, nu e ce doar -a... o senzație. Ha, realitate. <laughs> nu, e o, e o realitate. Și da. publicul nu știe exact ce să aleagă. Nu ar fi un bunul light n un pic mai perestrâns, mai nu e prea diluat așa? Teoretic da, uh, practic, uh, deși e greu de uh, comercializat, că până la urmă clienții și clienții cumpără mai ușor când e foarte clar ce trebuie să, să aleagă. Uh, cu siguranță dacă noi am merge într-un magazin și am pune toată gama Motorola, clientul poate să duce la un alt brand care oferă poate alegeri mai puține pentru că e greu, greu de ales un, mo un model de telefon. Dar zic practic e mai bine pentru că în unitate, cu excepția zonei de online nu există un scenariu în care noi avem toate produsele în fiecare partener. Există în general, o selecție a produselor și asta ne permite să avem o abordare pe partener în care pe urmă ea are sens și dacă ne uităm în final la rezultate, vedem că deși avem mai multe modele, ele dacă sunt înțelese de clienți și dacă noi reușim să le facem înțelese, aduc rezultate relativ bune pentru noi. Adică nu cred că dacă am avea un model în loc de două, da un exemplu, că avem în aceeași gamă de preț, 699, avem G31 care e 464 ecran OLED și avem G22 care e 428, nu e ecran OLED. E, ele se vând relativ la fel de bine Sunt unii clienți care zic Da, vreau 128 storage Nu e așa de important OLED pentru noi Pentru mine Și alții care aleg 464 pentru că E uh, interesant uh, Ecranul OLED uh, Și atunci cumva vedem că Da, necesitățile clienților Sunt variate, iar pentru un brand Ca Motorola în momentul de față uh, În care Da, creșterea într-o piață datorată e foarte Dificilă, e important să dacă avem portofoliul, bineînțeles, să putem acoperi uh, cât mai multe nișe sau uh, dorințe ale clienților la price point-uri variate. Deci, cumva, înțeleg că e dificil, că ne-am gândit cum să le clarificăm, dar până la urmă. Am o variantă în care, printr-o abordare destul de echilibrată pe partener și promovarea alternativă a modelelor, încercăm să aducem claritate pentru ele. Adică noi astăzi nu mai promovăm G31, de exemplu, sau G22. Promovăm G72, care e modelul nou. Pentru că, în realitate, nu se lansează toate în același timp. Se lansează, am avut, până la urmă, și le aveau și, aveau și, sens în portofoliul nostru. Noi ce am făcut este să le menținem în continuare în piață, că am avut G31, G51, mai poate mai puțin cunoscut, dar exista și încă există pe piață model 5G, am avut G71, adică a fost o gamă de uh, modele care reprezentau oferta noastră în gama Moto G, după care au fost neapărat înlocuite, pentru că G32 a fost neapărat înlocuit de G31, nu a fost înlocuit de G32. Acum avem G32, avem G52, avem G72. G32, G52 și 72 se suprapun oarecum, au multe dotări în comun. Astea de aici da, dar sunt, sunt customizori, pentru că uitându-ne și noi la ele, încercăm să evităm uh, o situație în care un produs e identic cu celălalt produs, uh, pentru că atunci nu mai are niciun sens pentru client se duce confuzie. Dar, în realitate, da. ei se suprapun, adică dacă facem comparația rapid, G31 e OLED 464, celălalt e procesor, G32 e procesor mai rapid, Full HD 628. Dacă la G51 e un model 5G, în varianta 464, G52 e OLED 4G 680. la G71 e un Snapdragon 695, 5G din zona mai bună de performanță, OLED G72, nu e 5G, e 4G, e 8 GB de RAM, ecran omulet, fingerprint în ecran. Deci, ne foarte diferite, toate modele respective și în afară de numire ele pot să coexiste foarte bine pentru că ele răspund unor nevoi. Dacă vreau un telefon 5G rapid, ok, iar pe asta vreau un telefon uh, nu știu, cu ecran OLED, fingerprint în ecran, dar un preț cât mai bun, ok, g 72 poate se potrivește mai bine pentru tine. Și acum legat de productivitate, este ready for cu adevărat folosit de public sau e doar o funcție opțională ca un gimmick just in case? Bine, nu știu dacă am neapărat astăzi detaliile de utilizare, dar nu mă aștept să fie printre cele mai utilizate funcționalități pe un telefon, cum nu mă aștept să fie nici soluții similare ale competiției. Dar ce face RediForm este nu este o soluție sau nu a fost o soluție gândită one-off ci o soluție pe termen lung care ne permite integrarea PC telefon mobil și lucrul ăsta va fi vizibil anul viitor pentru că până la urmă Lenovo produce laptopuri, ready for asigură un fel de conectivitate laptop, dar nu numai, sigur și folosirea unui monitor și a unei tastaturi și a unui mouse cu telefon este posibilă și, de fapt, e o zonă în care noi avem foarte multă legitimitate. De ce? Pentru că, până la urmă, lucrurile pot coexista, telefon plus PC, dar trebuie să funcționeze cât mai bine. Pe de altă parte, dacă nu coexistă, pentru că ai un procesor, de exemplu, foarte puternic, atunci noi tot oferim restul lucrurilor de care ai nevoie. Pe lângă telefon, noi, ca companie Lenovo, îți dau această acest device care e foarte puternic, procesor foarte rapid, dar voi avea nevoie și de un monitor. Ok, eu sunt Lenovo, ți-l produc. Am și o tastatură, îți dau și o tastatură și un mouse. Pentru că, până la urmă, nu se să poți să folosești telefonul numai pentru screen, că lucrul ăsta îl face na, da, cam orice Android până la urmă. Dar discutăm de o zonă în care tu poate schimbi complet comportamentul utilizare și zici, nu am nevoie de PC. Ok, nu e o problemă pentru noi ca și companie, pentru că tot ai nevoie de ceva unitate de procesare poți iei un telefon de la noi foarte puternic poți iei un mouse, poți iei o tastatură poți iei un monitor și în felul ăsta ești comp și o cameră web și ești complet conectat în într-un mod de lucru desktop iar noi suntem mulțumiți cu acel comportament pe care l-ai avea tu ca și client deci cumva e o chestie pe termen lung care ne pune tot așa la fel cum e Razer într-o zonă limitată în care puțin producători au mers. Aici cred că chiar sunt, de fapt nu, sunt tot trei, dacă mă gândesc bine, tot trei producători de telefoane sau de ecosisteme și care pentru noi cred că va duce la o creștere mai bună în zona de B2B. În momentul de față nu știu dacă e o cerere 100% reală, dar nu știu, știu dacă produsul, până să nu fie integrat complet cu un laptop sau într-un mod de funcționare unitar, e cea mai bună variantă și atunci rămâne pentru cei interesați de tehnologie ok, mă interesează chestia asta, sunt mândri că pot să facă, dar trebuie să fie niște use case-uri care sunt și mai simple de utilizat E și... un răspuns puternic din zona corporate enterprise pentru acest ready for, adică se simte... Nu știu dacă am apucat noi să le promovăm, <coughs> nu știu dacă avem o poziție atât de puternică în zona corporate astăzi ne venim mai mult în o zonă de consumer dar vrem să mergem în zona corpore pentru că avem din toate brandurile prezente pe piață, în afara celor doi lideri de piață, să zic așa, avem cea mai mare legitimitate. Soluția de, sau paleta de soluții și de servicii pe care le avem pe telefoanele noastre în zona de Android sunt atât de multe, începând de la nu știu, extindere de garanție, poate soluții de mobile device management, chiar și această soluție care nu e practic nu e o soluție care să fie oferită contra cost toate fac parte într-un pachet foarte larg de servicii care pot acoperi cam orice scenariu pe care îl are clientul un client B2B sau corporate doar că pentru noi va fi probabil o direcție pentru anul viitor mai mult decât este momentul de față avem curiozitate, poți clarifica parteneriatul cu Lenovo pe partea de securitate și Ting Shield pe telefoanele mobile? N-a fost comunica foarte clară treaba asta, acel bus de securitate prin Ting Shield, ce presupune? Nu e, nu e un parteneriat. E o integrare, da. de fapt, ce ne-am dat noi seama, că, până la urmă, un dispozitiv mobil că e laptop, că e tabletă sau telefon, e expus cam la aceleași riscuri. Riscuri în care cineva introduce un software pe telefon, o aplicație terță care începe să lucreze fără ca tu să știi, te conectezi la o rețea Wi-Fi care nu e foarte sigură și atunci, normal că noi, ca producători de hardware care oferim astfel de dispozitive, ne gândim cum să protejăm utilizatorii împotriva acestor uh, riscuri și de fapt Think Shield înseamnă o suită de uh, hai zic, nu aplicații, dar o suită de mecanisme prin care device-ul e protejat uh, uh, de exemplu împotriva malware uh, împotriva uh, încercărilor de a uh, face dispozitive nesigur și ca să poate să vă dau un exemplu care e mai greu de explicat dacă root key pe telefon e compromis, telefonul nu mai pornește. Pentru că se gândește că în momentul de față tu ești expus, cineva a intrat pe telefon și nu mai poate folosi. Dacă telefonul e blocat și pui un dispozitiv USB să scoți date de pe el, nu poți pentru că USB e dezactivat. Am și o combinație de elemente, hardware și software prin care noi încercăm să, inginerii noștri încearcă să preîntâmpine scenarii în care tu poți ca utilizator să cazi pradă unor tentative care să-ți ah. prea lucrurile. Nu e vizibil pentru tine, pentru că nici eu nu știu în realitate toate elementele de securitate, dar cumva ce mă singură sau ce e este că cineva se ocupă de subiectul ăsta față de alte telefoane unde poate nu se ocupă nimeni de subiectul ăsta. Nu și -o vorbesc mai de zona Android. De deci ce cineva și până la urmă... Am văzut că apare logo-ul la boot, de aia am întrebat. Mm -hmm la telefoanele astea mai premium, uh -huh. cred că și, nu știu dacă și la cele mai low. Nu cred sunt, că nu sunt toate, sunt, sunt pentru că nu, e, acel nu logo e doar un logo shield. care apare la început, da. e o suită de lucruri care inginerii se uită, ok, cum trebuie să l protejăm, care e uh, soft ca, ca. sunt unele și chestii, lucruri hardware care sunt implementate pe dispozitiv. Și până la e un efort prin care ingineri care sunt preocupați de securitate, care au, fac lucrul ăsta la Lenovo de foarte mult timp, îl aplică și pe zona telefonelor mobile. Nu pe toate, dar pe gama aici cu, în principal. La fel de puțin promovat, poate mai puțin promovat, mi s-a părut stylusul. Din câte știu eu, H30 Pro parcă avea suport stylus sau mă înșel? Avea, avea, un, avea un stylus, deși suport, nu știu dacă erau atât de multe aplicații dedicate. Aveam un pachet în care ofeream o husă și un stylus uh, uh, încorporat. Uh, nu știu dacă stylusul pentru noi reprezintă o direcție de comunicare. Poate mai mult pe zona de PC, în zona de tablete, adică ecrane mai mari. Amricanii nu știu dacă... au o serie întreagă de telefoane motorul la cu stylus. Moto G Stylus, care are vreo 3-4 modele, preț bun, mid-range. Sunt convins că pe zona de business, de vânzări, în măsura în care o aplicație pe care o folosești cu agenții în teren, e un scenariu care s-ar putea să-l folosești. Și dacă ești, mă gândesc la nivelul Statelor Unite, cu întindere geografică foarte mare și companii foarte mari, uh -huh. clar vrei să standardizezi lucrul respectiv. În Europa nu știu dacă discutăm de aceeași uh, uh, același mecanism, aceeași strategie, pentru că fragmentarea geografică e mult mai mare și soluțiile probabil diferă de la țară la țară. atunci cumva poate ce o companie rezolvă cu un stylus în Franța, poate rezolvă cu o aplicație cu touch în România. Și Până la urmă nu e... Deci uh, redundant. Uh, devine redundant. Po poate, să aibă, poate să aibă sens în scenarii în condițiile în care poate utilizatorii au, au, fost obișnuiți cu așa ceva și cumva luându-se la cele scenariu ai și senzația că scrii pe ceva, mai o un alt tip de interacțiune, poate ți-e mai ușor și din punct de vedere business, ok, am, am, nu fac cu degetul, am în fața ta, mă prezint altfel ca și client, dar în realitate nu știu dacă e ceva ce nu poți să faci cu telefonul, la cât de volate este telefonul în de față. Și acum despre ceva mai distractiv. De ce nu promovează motorul la mai mult gamingul? În ideea că H30 Fusion e telefon de gaming toată ziua. Refresh mare, procesorul. De ce nu face telefoane de gaming? De ce nu face accesorii de gaming? Deci se ține așa un pic mai... Deși Lenovo Bine, e tare pe, pe gaming. Asta e motivul. există și Lenovo da. Legion Phone care uh -huh. face fix sau face fix lucrul ăsta. până la urmă, nu limitat de direcții. Noi teoretic am putea să explorăm foarte multe direcții, dar Până, trebuie să alegem câteva Când -am, avem un Dacă am avea un singur telefon Aia ar fi singura direcție Dar cum ai zis și tu Și cum e evident în, Și dacă consulti site-ul Avem foarte multe telefoane În realitate noi suntem echipă mică Nu putem să promovăm și ecrane cu ecran flexibil Și telefoane premium Și telefoane de gaming Și telefoane în culoare anului Și telefoane da, Moto correct. G în trei generații Și telefoane Moto E Pentru că nu e posibil lucru ăla Pur și simplu Și noi trebuie să alegem niște direcții. Bă, am promovat zona de gaming, chiar am avut uh, câteva direcții uh, pe care le-am explorat când am lansat uh, G200 cu Snapdragon 888 Plus în decembrie anul trecut. Am putea să facem asta lucru ăsta, am ști cum o să fac, cum am putea fi, cum ar putea fi făcut și chiar cu succes. Dar nu știu dacă putem noi, ca echipă locală, să mai avem încă o direcție pe care să o susținem și pentru că, până la contează și cât de relevantă e inițiativa noastră și cât de bine primită e. Și asta înseamnă că trebuie să depunem un efort rezonabil ca să putem să facem ceva, ceea ce înseamnă că va trebui să anulăm probabil alte proiecte pe care le facem. Ideea e că mi se pare că îi o identitate a lui H30 Fusion, pentru că e Neo complicat, e ta, Fashion, așa e, așa e. Ultra e flagship cu 200 de megapixel, Pro e... Deși e cel mai frumos Fusion... telefon și mai echilibrat dintre cele mm. trei, e cel mai greu de promovat, pentru că el, într-adevăr, nu are niciun... În afară poate zona de gaming, dar și zona de gaming, că până la urmă, ok, de ce alege 8, 8, 8 plus și în aici vreau uh, Snapdragon 8 uh, uh, Gen 1, 8 Plus Gen 1 de ce nu m-aș zice ok, de ce n-ar fi asta de gaming, că e un argument, nu? vreau only the best. E adevărat că e un telefon greu, de, deși din nou nu există persoana care să-l folosească sau care să-l să, -l, să -l fi văzut să mi zică că e telefonul perfect, e cel mai greu de promovat pentru că nu are o unică, un key selling proposition care e cel mai subțire sau e, e cel mai... Refresh e de ăla care fără de motorul nu prea se mai aruncă nimeni la 144 de Hz. Da, dar nu e un motiv de achiziție, în realitate, nimeni da. nu-și cumpără un telefon, două numai jocuri că... cu ăsta da. pe piață. Da, e important, adică pentru noi e important de fiecare când avem un element în plus față de competiție să îl arătăm, uh -huh. dar în realitate și realizăm că nu toate elementele pe care le avem în plus sunt cele care decid achiziția telefonului, că e normal să fie așa. Și acum despre 2023 ce strategie are Motorola pentru 2023, în ce zone de produs va inova chestii complet noi? Pentru România e prea mare întrebarea, <laughs> nu, nu, nu avem vizibilitate atât de, de mare, dar dacă ar fi să anticipez ce se va întâmpla, cred că în continuare, nu văd niciun motiv pentru care n-am continuat în aceeași direcție, în care noi în general lansăm gama aici deja în două cadențe, Uh, M-am lansat aici 30 Pro pentru că a fost disponibil anunțat Snapdragon 8 Gen 1 la sfârșitul 1 decembrie 2020. 1 și l-am lansat în martie, în martie da, împreună cu H30, după care a doua cadență e cea în care Snapdragon a cu anunță a doua sau îmbunătățirea, că nu e o generație următoare, îmbunătățirea procesului lor și vine varianta plus și avem cadență de septembrie în care, sau august-septembrie în care lansăm alte modele. Dacă ne uităm la flexibil, n-am abandonat deloc ideea asta că tocmai am lăsat un telefon și cu siguranță o să continuăm. Dacă ne uităm la gama Entry și G, care reprezintă cea mai mare parte a vânzării, evident că ele vor continua să fie importante pentru noi din perspectiva faptului că acolo avem cea mai mare legitimitate și clienții clar se uită la un telefon Motorola în zona respective de produs. Deci cumva vom avea modele noi E, modele noi G, Modele noi, edge, da, probabil mai rar, acele două cadențe, plus... A, deci mai rar, mai puține, edge 40 de ori și 30 ori? Nu, neapărat, zic mai a. mai rar față de G-uri, <laughs> în sensul a, că clar. Nu, nu, nu o să avem atât de multe. Da. Acum, câte sunt în final, sunt, sunt mai multe elemente care duc la decizia de a face un produs sau, sau nu. Dar, în principiu, tot, tot m-aș aștepta să avem un număr similar. Dacă anul ăsta am avut, poate aici, 30, deci Pro Ultra Neo Fusion, ok, 5, și anul viitor mă aștept să avem 4 sau 5. N-aș avea niciun motiv să n-am așteptarea respectivă. A, și acum o întrebare mai scurtă, ne apropiem de final. Încărcare foarte rapidă sau redură, ră, uzură redusă a bateriei? nu dacă e uzură redus am avut o întrebare unui client care întreba câte cicluri de încărcare suportă aici 30 Ultra. Ok, am întrebat, exact na, câte cicluri de încărcare suportă A30? Și un inginer ne-a spus, Deci 30 Ultra suportă 800 de cicluri de încărcare completă, după care cu păstra, adică, ca standard de proiectare, că depinde foarte mult condițiile în care le folosești, dar după 800 de cicluri, el trece la 80% capacitatea bateriei. Deci, practic, din punct de vedere proiectare și implementare, bateria Edge 30 Ultra este pregătită să reziste la 800 cicluri de încărcare-descărcare cu păstrarea capacității bateriei la 100%, ceea ce e foarte mult, adică, în... exact, iar jumante. după care bateria nu trebuie înlocuită, îi va scădea capacitatea la 80%, uh -huh. numai că contează foarte mult la un telefon să nu lasă să se descarce complet, pentru că fiecare descărcare completă, da. am, deși și eu știam lucrurile astea, am constatat-o cu alte electronice, acolo baterie s-a uzat ultra rapid, pentru că, în momentul respectiv, celulele care formează bateria sunt afectate de o manieră în care nu mai poate fi recuperată. Deci, cumva, da, e important ca telefonul să nu fie pe 0 să nu fie descărcat complet, dar într-un scenariu în care încagi zilnic telefonul, nu ar trebui, în mod normal, să experimentezi o problemă a bateriei în condițiile în care ai o încărcare de 140 și 125 de W. Deci, undeva adică că încărcarea rapidă e preferabilă pentru că îți oferă, nu-ți strică bateria, dar îți oferă un timp mai mic de încărcare. Există o teamă, inclusiv a cititorilor teamă. Comentarii acolo, aia, se încarcă foarte rapid, e clar, în câteva luni bateria pa. Și, 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 mie, și, mie, și, și pentru mine e o teamă și nu pleca neapărat din, de la, de la durata bateriei, ci de la faptul că mi se pare foarte mult. Adică când mă că știu că un laptop pe care l am eu, vârf de gamă, e încărcat la 68 de W sau cât e mi se pare un dispozitiv mult mai mic să-l încarci la 125 de W, mi se pare extrem de mult. Da, atât ce îl folosești și vezi că nu e foc și da, <laughs> e, e în regulă, cumva poate îți liniștești temele, pentru că temele sunt date tot din motive care poate par raționale, când că încărcare rapidă trebuie să-i facă ceva. Dacă nu se întâmplă ceva cu telefonul, se întâmplă ceva cu bateria. Dar până la urmă e nu știu, un, un, gând normal, dar în realitate și inginerii l-au avut, adică nu e, nu un lucru la care nu s-au gândit și au zis da, 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 nu, o lăsăm așa, o lăsăm așa <laughs> că nu funcționează, adică cumva în testarea respectivă dispozitive, Inginerii s-au gândit și să nu se afecteze, să nu fie afectată bateria, să funcționeze în parametri, să nu se încălzească excesiv de tare, numai că se încălzește un telefon pus la da. un încărcător de 125 de Watt, dar nu are o, să, re, să, să fie totuși niște limite rezonabile până la urmă. Am văzut și un demo uh, într-un laborator Motorola cu încărcare wireless la distanță. Tot se încearcă chestia asta. Că, deocamdată suntem fixați pe un pad, punem telefonul așa pe un pad și... Dar de la distanță se făceau probe la un metru, la chestii de-astea. Bine, într-o zonă de, în care e motorul la tehnologie, sunt foarte multe lucruri care se testează. Evident că, la un moment dat, poate și din nou forțați de, de competiție, Ar, arătăm și noi lucrurile la care lucrăm. Dar, cu spuneți sunt mai multe lucruri la care lucrăm în momentul de față, ca ingineri și ca companie, dar, până la urmă, decizia de a implementa comercial ține fix de. Stabilitatea finală a produsului și de modul în care rezolvă poate o problemă pentru utilizator. Și are un, există un scenariu de utilizare pe care noi suntem de acord că e aplicabil multor, multor clienți. Pentru că altfel, și astăzi, dacă aș avea un telefon complet alt, n-aș ști ce să fac cu el. N-am niciun integrat în perete, niște unde care să mă încarce telefonul, adică cumva tot în priză l-aș introduce sau poate pe un pad, că de acolo vine pentru că până la urmă și în demonstrația respectivă trebuie să ai un line of sight, adică nu ai telefonul și el se încarcă da, da, din da, da. orice sursă, adică Obstacul cumva lui. comercial, nu știu dacă astăzi având un telefon de tipul ăsta, pentru mine ar fi foarte practică. Până la urmă trebuie să ai poate clădiri inteligente care ele emit și acoperă cum acoperă un hotspot Wi-Fi, emit curent către dispozitive. Ok, atunci trebuie să ai și dispozitive care primesc respectivul curent și se încarcă în timp ce stau după un anumit algoritm. Dar până atunci sunt doar eforturi care să ducă în final la un scenariu de utilizare mai bun în care zici da, nu mai am nevoie să l pună încărcare pentru că nu știu cum s-a încărcat deja. Și acum ultima întrebare, când eram la Milano la lansarea oficială a telefonelor din seria H30, uh -huh. s-a vorbit despre un parfum, chestia asta cu parfum? o în colaborare între Motorola și compania Firmenic, ceva de genul ăsta, să scoată un fragrance în special. Spune-ne mai multe despre chestia asta. Uh, la fel ca și Pantone, ne, pentru noi e foarte clar că... În zona telefonelor, uh, nu ultra premium, dar premium, unde sunt telefoane noastre Edge, e importantă uh, o, și o relație senzorială cu clientul, în afară de telefon în sine care evident trebuie să răspundă aceste nevoi, dar la nivel de coloristic, da, ok, nu la ating, dar trebuie să aibă o culoare care să mi placă. Uh, în același fel ne gândeam uh, cum putem poate să facem mai mult, și astfel încât uh, după ce îl scoți în cutie, poate... Simți un miros specific care îți place sau îl asociezi cu momentul deschiderii telefonului și pentru a acoperi fix această, această senzație am colaborat pentru a crea sau pentru a de fapt utiliza în procesul de producere de împachetare de fapt acest parfum pentru că fiecare cutie... Conține și o mică doză din parfum respectiv creat. Nu știu cât de mult sensibile, că până la depinde de simțul, simțul olfactiv al fiecarei dintre noi, dar în, în înainte de ambalare, fiecare cutie conține o mică doză din acel parfum pentru a ne asigura că acest, această interacțiune senzorială se poate întâmpla. Și dacă întreabă lumea ce miroase motorola, ce, ce le răspunde? Mirosul e ceva, din nou, greu de descris. Nu știu dacă e ceva ce aș putea indica mântul de față. Mai mult aș invita clienții să descopere respectiv miros sau ce înseamnă poate semna pentru ei în momentul în care deschid un telefon Motorola din gama aici. Ok, cam acesta a fost interviu și acum la final un mesaj pentru ceritorii Mobilissimo care ne urmăresc, care ne ascultă. Uh, mulțumesc în primul pentru invitație. Uh, rămâneți alături de, de noi. Continuați să, uh, să încercați produsele Motorola și să fiți la curent cu toate noutățile pe care Motorola le va duce în 2023. Ok, mersi mult, Răzvan. Mersi mult, Alex. Ceau. Ceau.